orice care intră și se fac de este. Ia? Specific tradițional egiptean, costa, ați auzit de costa? Castela? Costa și la grătar, la cărbun la noi se face costa, nici, carne, pui și foarte bună mâncare și bufet suedez, bufet deschis, adică ne servim noi de la bufet și vrem să mâncăm. Și așteptăm să ne aducă ei carnea și cofta și astea. Deci o parte o ne servim noi și o parte ne aduc. Okay. Și după care mergem la parfumeria, care nu e departe de, de restaurantul. 10 minute maxim. Și de aici până la restaurant, tot așa 7-8 minute. De la restaurant până la parfumeria, cred că tot așa, 7-10 minute maxim. Deci toate aproape. Băuturile nu sunt incluse la restaurantul, băuturile sunt contra cost. Și după parfumerie, ce program avem? Și costa, masa costa 15 euro de o persoană. Masa? Sau dolar, euro sau dolar. Incluse masa, doar băuturile care sunt contra cost. Deci pe lângă, ideea este că pe lângă cei 15, cine dorește orice fel de băutură se plătește separat de cei 15. După mergem la parfumerie, iar de la parfumerie o să mergem la hotel. Intuiesc întrebarea referitoare la privarea pe Nil. O să o facem mâine. Acum, după parfumerie, o să mergem la hotel să ne odihnim. La hotel o să avem și cina, o să coborăm după aceea și la cina. Cina este început cu ora 7, din cât am înțeles, până undeva pe la ora 10, 9-10, ceva de genul ăsta. Și de pe acum spun că mâine o să plecăm la ora 8:30. Și la 8:30 o să fim, o să ne să luăm și bagajele, da? Practic nu o să ne mai întoarcem la acest hotel. Mâine seară ajungem în Hurghada, ok? Ura! Bravo, Michael! Cairo sunt mai multe mijloace de transport. Asta e tuk-tuk, se numește tuk-tuk. E un fel de taxi privat. Merge unde nu poate să meargă mașina, adică de străduțele mai înguste. Asta e microbuz aia alb, care de fapt merge fără ușa, dacă ați observat, doar acest model. Asta. Ușa ori legată, ori mare. Și merge oficial, nu se amintează. Și sunt și microbuze, sunt și autobuze, sunt și, e și metrou, în Cairo este și metrou, este și tramvai, dar nu chiar aici, în alta parte din Cairo. Și
trenul. Trenul trece și sunt trei stații de tren în Cairo. Una se numește Ramsis, una se numește Tahrir. Tahrir, unde este Piața Revoluției, unde mergem noi mâine. Mâine când mergem la Muzeul de Egiptologie, ajungem la Piața Tahrir sau Piața Revoluției sau Piața Libertății. Ce revoluție a fost acolo? Revoluția care a fost în data de 25 ianuarie 2011, atunci când a fost președintele Mohammad Hosni Mubarak, când a fost președintele Egiptului. Atunci s-a schimbat și regimul. Egiptul dumneavoastră a trecut prin două revoluții. Prima revoluție în data de 23 iulie 1952. Asta era prima revoluție înainte să devenim o republică. Acum suntem republica, Republica Democratică a Egiptului și suntem conduși de președinți. Înainte eram conduși de englezii, înainte eram conduși de francezi, înainte eram conduși de turci sau otomani, înainte eram conduși de mameluci. Mamelucii care au condus Egiptul din 1220 până în 1517. Turci sau otomanii din peste 300 de ani, din 1517.